Proiectul anticorupție prin etică, integritate și transparență la nivelul județului Telorman, derulat timp de 16 luni de Consiliul Județean, a ajuns la final. Prin parteneriatul creat între Consiliul Județean Telorman și Direcția Generală Anticorupție, a fost asigurat cadrul adecvat pentru implementarea acestui proiect, cu scopul de a contribui la dezvoltarea comportamentului de prevenire a corupției prin conștientizarea fenomenului corupției la nivelul administrației publice locale. Pentru Direcția Generală Anticorupție, acest proiect a fost un pas important în eforturile noastre de prevenire a fenomenului corupție la nivelul județului Telorman, de promovare a comportamentului integru în administrația publică, dar și de informare și responsabilizare a cetățenilor județului în ceea ce privește faptele de corupție. Direcția Generală Anticorupție s-a implicat în acest proiect cu resurse atât de la nivel central cât și local, cu specialiști. Am participat alături de parteneri în toate etapele proiectului, începând de la faza de elaborare, implementare, materiale, activități, în toate etapele. A fost o colaborare foarte bună. Ambii parteneri s-au implicat cu resurse, dar și cu foarte mult entuziasm și dorință de reușită și considerăm că activitățile au contribuit la atingerea obiectivelor, că proiectul a fost un succes. Ba mai mult decât atât, eu personal consider că este un model de bună practică, atât în ceea ce privește modul de implementare pe domeniul anticorupție, dar și de colaborare interinstituțională, de felul în care fiecare partener a venit cu expertiza sa și cu specialiști și în felul acesta obiectivele noastre au fost atinse. Consiliul Județean Telorman, în calitate de lider, a asigurat managementul proiectului. Achizițiile au constat în servicii de implementare și certificare ISO, servicii de tipărire a unui ghid, servicii de organizare evenimente, de informare și de publicitate. Consiliul Județean Telorman se numără printre entitățile administrației publice la nivel județean, care acordă o atenție specială măsurilor de prevenire a corupției prevăzute în Strategia Națională Anticorupție. Corupția reprezintă un abuz de putere săvârșit în exercitarea funcției publice, funcției de demnitate publică de un angajat al administrației publice, indiferent de statut, structură sau poziție ierarhică, în scopul obținerii unui profit, satisfacerii unor interese personale sau de grup personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, persoană fizică ori persoană juridică. Corupția este un fenomen care afectează drepturile și libertățile cetățenilor și constituie unul dintre subiectele principale de discuție în orice domeniu și la orice nivel, reprezentând una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane. Corupția rămâne o cauză care limitează perspectivele de dezvoltare și afectează eficiența și profesionalismul din instituțiile publice. Prin parteneriatul creat între Consiliul Județean Telorman și Direcția Generală Anticorupție, s-a creat cadrul adecvat pentru implementarea acestui proiect, care va conduce la dezvoltarea comportamentului de prevenire a corupției prin conștientizarea fenomenului corupției la nivelul administrației publice locale. Proiectul, în valoare de peste 300.000 de lei, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.